După ce nu a făcut absolut nimic notabil ca și opoziție de la alegerile din decembrie 2020 și până în prezent, PSD încearcă să speculeze la maximum scandalul din interiorul coaliției de guvernare și încearcă declanșarea alegerilor anticipate, conform declarației făcute duminică de președintele PSD Marcel Ciolacu. Acesta a anunțat că PSD va vota moțiunea depusă de USR Plus și AUR dacă aceasta va ajunge la vot în plen. Dacă moțiunea alianței USR-AUR va ajunge la vot în plen, atunci PSD o va vota. Dar nu să se întoarcă Barna în guvern și Ghinea să ne norocească PNRR-ul, ci vom merge până la capăt. Alegeri anticipate. Prin urmare, alianța USR-AUR trebuie să susțină acest demers. Dacă moțiunea alianței USR-AUR nu ajunge la vot în plen, suntem dispuși să vorbim cu USR și AUR, să convenim un text al moțiunii, să semneze moțiunea pentru a avea cele 234 de voturi și în 10 minute o depunem. Guvernul Câțu trebuie să plece. Acesta a spus că reprezentanții PSD vor participa la ședința birourilor permanente reunite convocată luni pentru a discuta calendarul moțiunii. PSD va vota moțiunea, dar nu să se întoarcă Barna în guvern și Ghinea să nenorocească PNRR-ul. Vom merge până la capăt. Alegeri anticipate, a mai spus Ciolacu. Este convocată reuniunea birourilor permanente pentru luni la ora 12. Două convocări succesive nu au întrunit cuvorumul necesar. Sper ca luni să avem cuvorum și să putem derula procedurile legale cu privire la calendarul moțiunii. PSD, USR Plus și AUR au împreună numărul necesar de parlamentari pentru a da jos guvernul. Pentru ca moțiunea de cenzură să fie aprobată, este nevoie de 234 de voturi. Rămâne însă de văzut cât de dispuși sunt actualii parlamentari să meargă la anticipate. Este foarte posibil ca o mare parte dintre aceștia să nu se mai regăsească în viitoarele liste de candidați, însă este foarte clar că USR Plus nu mai are posibilitatea de a lua același număr de mandate, formațiunea fiind, conform sondajelor, în continuă scădere în opțiunile electoratului.